La parohia icoanei din capital au loc în perioada aceasta ateliere de pictură și desen dedicate Sfinților Martiri Brâncoveni. Aceste activități fac parte din proiectul Model de Viață Sfinții Brâncoveni, organizat de Primăria Sector 2 București, Biserica Icoanei și Trinitas TV. O parte din elevii de la școlile și liceele din cuprinsul parohiei Icoanei participă în această perioadă la ateliere de pictură și desen în cadrul proiectului Model de Viață Sfinții Brâncoveni, care a început în luna august și se va încheia în data de 15 noiembrie. Elevii s-au reunit ieri pentru a picta și desena scene din viețile Sfinților Martiri Brâncoveni și ale altor sfinți. Ce faceți voi aici? Pictăm. Și vă place să pictați? Da, foarte. Da, totuși nu pictați obișnuit. Poți să-mi spui și mie pe ce pictez sau care este tehnica aceasta? Este o pictură pe sticlă. Este o tehnică foarte interesantă pentru mine. De ce ți-ai ales Sfinții Martiri Brâncoveni? Dintr-un motiv pragmatic, pentru că e cea mai grea icoană și e o provocare și pentru mine. Și respect foarte mult deciziile pe care le-a luat Sfântul Constantin Brâncoveanu cât a fost în viață. Înțeleg că e un exemplu moral în primul rând pentru noi. Da. Ar trebui să fie, că în nicio situație nu trebuie să te lepezi de Dumnezeu. Tu ce pictezi aici? Eu pictez aici o icoană cu Maica Domnului, care îl ține pe Hristos în brațe. Aici suntem la început. Crezi tu că o să ajungă icoana asta așa, cum arată aceea de acolo? Da, am mai pictat încă trei, da. Și sper să-mi iasă foarte bine. De ce ai ales Maica Domnului cu pruncul? Pentru că am făcut multe alte modele, dar nu am niciuna cu Maica Domnului. Este prima oară și mi-a plăcut foarte mult Maica Domnului. Îmi dă o stare de bine. Prima oară mi s-a părut puțin complicat, dar după aceea m-am adaptat. Icoanele și desenele vor fi expuse în cadrul unei expoziții concurs care va avea loc în data de 20 octombrie la Școala Centrală. Este vorba despre proiectul Model de Viață Sfinții Brâncoveni. Avem câteva ateliere de pictură și desen pe care le desfășurăm aici la Parohia Icoanei, în general duminica. Proiectul este finanțat de Primăria Sectorului 2 în colaborare cu Parohia Icoanei și avem și câțiva parteneri, Școala Centrală, Liceul Teoretic Lucian Blaga și Școala Gimnazială numărul 25, unde la fel, în diverse zile din săptămână, în funcție de programul copiilor și al elevilor, se desfășoară aceste activități de pictură și desen, pentru că în cadrul acestui proiect vom avea o activitate în data de 20 octombrie, când vom avea o expoziție de icoane sau desene care sunt inspirate din viața Sfinților Brâncoveni. Această activitate se va desfășura la partenerul nostru, Școala Centrală. Iar astăzi copiii din Parohia Icoanei s-au întâlnit și încercă să finalizeze lucrările pe care le-au început în urmă cu două săptămâni și să se focuseze pe ceea ce au de făcut pentru a reuși să participe la această expoziție și să avem, sper, rezultate destul de bune. Ei sunt foarte încântați de ceea ce fac și este un lucru foarte bun pentru ei. Au și răbdare, le și place și trebuie să ai și oarecare talent și oarecare liniște. Proiectul Model de Viață Sfinții Brâncoveni se va încheia cu un concurs de întrebări și răspunsuri pe baza unui film și un concurs coral.